Eveniment de anvergură pentru învățământul preuniversitar argeșan. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a organizat la Pitești Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru clasele 3-8, faza zonală. Competiția a fost găzduită de Liceul de Artă din Ulipati sub coordonarea directoarei Simona Teodorescu. Inspectoratul Școlar Județean Argeș organizează astăzi, 17 martie, la Pitești, etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală pentru clasele 3-8. Olimpiada îl are ca președinte pe domnul inspector școlar general, profesor Dragoș Dinculescu. Gazda noastră de astăzi este Liceul de Artă din Ulipatul din Pitești, reprezentat aici prin doamna director Simona Teodorescu, care țin să-i mulțumesc pe această cale pentru eforturile pe care le-a depus pentru buna desfășurare și organizarea acestui eveniment. Ce pot să spun este că la această etapă zonală sunt reprezentate 6 județe și mă refer aici la Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și nu în ultimul rând Argeșul. Sunt prezenți în această etapă 93 de participanți. Avem încredere că vor câștiga cei mai buni dintre cei mai buni și la faza națională vom fi reprezentați cu succes. Avem încredere că acest eveniment va avea un plus valoare. Liceul de Artă din Ulipati din Pitești are onoarea să organizeze Olimpiada de Interpretare Instrumentală pentru clasele 3-8. Ne-am organizat cu săl de concurs, săl de studiu pentru elevi, pentru instrumentele pian, clarinet, flaut, chitară, contrabas, percuție. Emoțiile au fost mari pentru concurenții veniți din toată regiunea Sud-Muntenia. Mă cheamă Bănăriu Florian, sunt din Câmpul Lung, de la Școala de Artă din Câmpul Lung. Am venit aici, sper eu, ca să câștig. La ce instrument? La pian. Și cum te-ai pregătit? Păi, din greu. De la ce vârstă cânti tu la pian? De la 7 ani. Da? Da? Și te-a îndemnat cineva către acest instrument sau pur și simplu ai simțit o atracție către pian? Părinții. Părinții. Da. Cine te susține mai mult? Mama și tată în aceeași măsură. Ai emoții pentru această olimpiadă? Da. Ai mai participat și la alte concursuri? Da, da. La ce concursuri și cu ce premii? Păi, anul trecut, marele premiu duet, premiu întâi. Și la ce concurs? La marele premiu, așa se numește. Da. Concursul la București și cam atât. Îți dorești o carieră în muzică? Da. Ce anume? Păi, profesor de pian. Profesor.